Bună seara, stimați telespectatori! Este miercuri, este ora 19:45, oră la care, aici, la TV Giurgiu, deschidem porțile dorului, așa cum v-am obișnuit de când acest post de televiziune a început să emită. Vă spuneam la sfârșitul emisiunii de săptămâna trecută că în această seară avem un invitat de seamă, un prieten drag sufletului meu, un prieten drag sufletului familiei mele, un prieten drag al ansamblului folcloric muntenii al societății Nova Force, un prieten drag al familiei Nicolae. Îmi este de fiecare dată greu să stau de vorbă cu invitatul meu pentru că reprezintă o zonă folclorică deosebit de frumoasă, mai bine zis zona Argeșului, o interpretă care de-a lungul timpului a reușit să fie situată acolo unde marile valori pot să ajungă. Așadar, pentru dumneavoastră, în această seară, avem bucuria împreună să fim alături de doamna Daniela Cernea, membra ansamblului profesionist Doina Argeșului din Pitești. Să rut mâna și bine ați revenit la Giurgiu! Bună seara, bine v-am găsit, la mulți ani, pentru că suntem la început de an, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani televiziunii dumneavoastră și la mulți ani tuturor giurgiuvenilor care ne privesc în această seară și nu numai, pentru că știu foarte bine că această televiziune se poate privi și pe internet, așa că putem avea privitori și în altă parte. Cu siguranță avem privitori și din alte județe și din alte țări, așa cum s-a întâmplat într-o emisiune în urmă cu 2 săptămâni. Avem și 2 numere de telefon unde dumneavoastră, stimați telespectatori, puteți să ne trimiteți mesaje pentru invitata noastră, pentru cei dragi dumneavoastră, și avem și un număr de telefon unde puteți să intrați în direct cu doamna Daniela Cerne. Așteptăm să ne sunați, așteptăm mesajele dumneavoastră pe care noi le vom citi în cadrul acestei emisiuni speciale din această seară. Doamna Daniela, când a fost ultima dată la Giurgiu? Nu foarte de mult. Ultima dată am fost la un spectacol foarte mare și foarte important pentru familia Nicolae, pentru l-am susținut în campanie pe prietenul nostru de familie, așa cum spun eu de fiecare dată, pe domnul Nicolae Floricel, Florian, cum îl știu. Floricel Giurgiuveni, da? A fost un spectacol mare și dumnealui a reușit. Era și cazul că trebuie să sigur reușească. Sigur că da, și prin contribuția dumneavoastră și a celorlalți invitați, colegi de-ai dumneavoastră de cântec, da. Domnul Floricel a reușit cu succes să iasă deputat de Giurgiu cu un procent foarte bun. Așa, și dacă toți suntem la familia Nicolae, dați-mi voie să îi felicit în primul rând pe dumnealor în calitate de patron, pe dumnealui în special în calitate de patron al acestei televiziuni, pentru că este un loc minunat pentru noi. Avem unde să ne desfășurăm activitatea, aici este cald, este plăcut, un loc foarte primitor. Așa, și vreau să vă felicit și pe dumneavoastră. Nu știu cine a avut inițiativa, dar știu clar că este un lucru foarte bun pentru giurgiuveni, pentru telespectatori. Era cazul să fie și un post de televiziune care să emită folclor în Giurgiu. Da, felicitări pentru dumneavoastră în calitate de prezentator. Faceți foarte bine ceea ce faceți și eu știu sigur acest lucru și nu numai eu, toți colegii mei de cântec. Și felicitări și familiei Nicolae. Eu vreau să vă asigur că urările dumneavoastră au ajuns cu siguranță la domnul deputat, la familia sa. Inițiativa mea a aparținut cu această emisiune, pentru că știți că de folclor mă leagă mulți ani, mă leagă prietenii adevărate, sincere, cu marea majoritate dintre dumneavoastră. Aveți folclorul în sânge, cum spune românul. Da, așa este, este pasiunea vieții mele. Da. Și aș vrea ceva să vă rog, în mod deosebit, să nu mă mai lăudați pe mine, pentru că
Noi, prin această emisiune, vrem să punem în valoare invitatul nostru. Dumneavoastră aveți o valoare deosebită, pentru că, apropo de câți ani cântați? Păi numai de vreo 30 și un mulți pic. Înainte. Doamne ajută să fiu și sănătoasă știți, și dumneavoastră, urarea și mea. Lumea. Până la 103, nu? Până la 103 ani să trăiți și până la 103 ani să ne cântați. Să spargem gheața, pentru că afară este foarte frig, Dunărea a înghețat, dar noi prin cântecul dumneavoastră vrem să spargem gheața și să invităm, avem un loc anume pregătit pentru cântat. Iar pe telespectatorii rugăm să ne sune și să ne trimită mesaje. Se pare că deja avem un prim telefon. Alo? Bună seara! Sărut mâna! Bună seara și la mulți ani doamnei Daniela Cernea. Mă numesc Liliana Botnariuc, solista de muzică populară. Sărut mâna, Liliana! Îi doresc doamnei Daniela sănătate, putere de muncă de a cânta. Îi doresc să fie cât mai mult în mijlocul ansamblului Muntenia, pentru că eu sunt și membră a ansamblului Muntenia. Și mulțumim că este un om deosebit, cu o conduită și morală și profesională, care nu lasă loc de nicio interpretare. O salut pe dumneai, pe soțul dumneai, care ne este un bun prieten atunci când cântăm împreună. Ne-a dezvăluit decât prin comportament că este un model de familie. Așa ne-a este, dezvăluit Liliana, că este o finețe de doamnă. Mulțumesc. Întotdeauna am apreciat un om care a știut să fie aproape de colegii din țară, lucru pe care nu toate colegele noastre îl fac, indiferent de podiumul pe care s-au putut sui. Prin această cale mulțumesc domnului deputat Florian Nicolae că se ocupă foarte mult de acest ansamblu pe care îl conduceți, domnule Clement. Și foarte scurt vă spun și dumneavoastră mulțumesc anticipat pentru tot ce ne-ați oferit și vă felicit pentru împlinirea vârstei pe care săptămâna viitoare sper că să ne faceți cinste. Și într-un cuvânt, așteptăm cât mai des să fie în mijlocul nostru colega noastră de la Artes. O prețuim pentru costumele populare pe care le poartă cu multă delicatese, cu multă prețuire, cu multă pricepere, pentru că costumul popular trebuie să fie priceput ca să-l pui în valoare. Știm că este o colecționară, ea ne mai divulgă așa în culisele spectacolului. Și închei mica mea intervenție prin a mulțumi tuturor celor care se implică în artă, în cultură, pentru că este cel mai greu de a fi aproape de cultură, de unde nu se scot așa mulți bani. Mulțumim încă o dată conducere televiziune pe care o reprezentați la această emisiune. Mulțumim domnului Floricel și încă o dată salut pe doamna Daniela Cernea. Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume și să fiți cât mai mult lângă noi. Mulțumesc tare mult! Bună seara, doamna Liliana, și la mulți ani în 2013! Mulțumesc tare mult de telefon, ați reușit să mă emoționați aproape până la lacrimi, chiar mi-au curs două lacrimi și sunt sincere, pentru că așa este, eu sunt foarte des la Giurgiu cu ansamblu Muntenia, urma să vorbesc despre ansamblu Muntenia, despre colegele mele de acolo, începând cu doamna Liliana, cu Reta, cu doamna Natalia. Uite că chiar sunt emoționată, chiar m-au emoționat cuvintele frumoase. Și vom mai vorbi pe parcursul emisiunii. Au fost atât de frumoase vorbele încât nici nu mai știu ce să Liliana mai spun. Liliana Botnariuc este o fată sensibilă și foarte sinceră, dar iată că telefonul continuă să sune.
Bună seara! Bună seara, domnul Clement! Sărut mâna! Vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră și să știți că oriunde ați duce vă urmăresc, pentru că eu vă cunosc de foarte mult timp. Vreau să ne spuneți cine sunteți, doamnă. Sunt domnul Clement după nume. Nu mă cunoașteți, dar dacă vă spun că ați fost coleg cu nepotul meu, Micu Tănase. Da, știu cine sunteți, doamnă. Sunteți din locuiți în cartierul fabricii de zahăr, nu-i așa? A locuit sora mea. Eu am fost în cadrul didactic, în învățământ. Eu locuiesc pe șoseaua București, lângă parcul Mihai Viteazu. Am fost soră cu mama lui Micu, dar cu tanti Maria. Da, o mică perioadă de timp. A fost și el în echipa asta, la început. După aceea n-am mai venit și eu vă urmăresc, să știți, cu lacrimi în ochi, pentru că privindu-vă pe dumneavoastră, mi-aduc aminte de nepotul meu. Vă doresc din tot sufletul mult succes, ați muncit și munciți foarte mult și vă apreciez. Și un an cu fericire multă, cu sănătate în primul rând și puteți să faceți înainte ce ați făcut și până acum, poate și mai mult. Sănătate și numai bine. Sărut mâna, mulțumesc frumos, doamnă, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat și aș vrea să le spun telespectatorilor că doamna se referă la un nepot al dânsei și un coleg de-al meu de dans popular, Nicu Tănase, care, din păcate, de la o vârstă foarte, foarte fragedă ne-a părăsit și a părăsit doi copii și o soție și e plecat într-o lume poate mai bună, unde cu siguranță alături de alți dansatori, alții soliști instrumentiști, alți soliști vocali pe care Giurgiu i-a dăruit folclorului, cu siguranță sunt într-un ansamblu mult mai bun și mult mai frumos. Doamna Daniela, iată că telespectatorii noștri ne urmăresc. Haideți să ne și cântați, pentru că sunt convins că domnia lor așteaptă frumusețea cântecelor dumneavoastră. Așadar, dragi telespectatori, doamna Daniela ne va interpreta primele două melodii din multele pe care le are pregătite pentru dumneavoastră, iar în continuare puteți să ne sunați, puteți să ne trimiteți mesaje pentru cei dragi, pentru cei care sunt sărbătoriți astăzi, iar noi, redacția, împreună cu domnul director Petrică Slăvescu, vă dorim tuturor acelora care ați fost sărbătoriți în urmă cu două zile de Sfântul Ion să fiți sănătoși, fericiți și împliniți din orice punct de vedere. Așadar, Daniela Cerne. Suflet am venit, ți-am adus un cântecel, să te înveselesc cu el. Că la oameni bun cu drag, trec peste acasă-i prag, să aduc numai voie bună, să petrecem împreună. Cântecul meu este leac, la bogat și la sărac. Este leac de inimă, de dor și de patimă. De-aia lume-ți cânt așa, să ții minte vorba mea. Pune mâna și petrece, că o viață nu ai zece. Cine bea câte un pahar, nu trăiește în zadar. Dor și eu că n-o fi foc, ca să dau cu voi noroc. Hai noroc și să trăiți, ca așa cum mereu să fiți. Seara asta să vă fie pentru suflet.
ca așa cum mereu să fiți. Țara asta să vă fie pentru un suflet bucurie. Ce primar bun are satul, ca el nu mai găsește altul. În toate priceput, la muncă și la iubit. Când e de muncit, muncește. Când e de iubit, iubește. Câteodată mai petrece un lăutar și vin rece. Când e de muncit, muncește. Când e de iubit, iubește. Câteodată mai petrece un lăutar și vin rece. Avem primar de știut, de tot satul e iubit, că-i din neam de om cinstit. Intră-n horă, măi primare, și joacă cu fiecare. Că la tine-n sat primare, azi e mare sărbătoare. Intră-n horă, măi primare, și joacă cu fiecare. Sac primare, azi e mare sărbătoare. Măi primare, măi primar, știu că ești un gospodar. De-aia ți rog de sănătate, să le faci pe toate. Dumnezeu să te ajute să câștigi mandate multe. Și eu să-ți cânt an de an, că ești cel mai bun primar. Dumnezeu să te ajute să câștigi mandate multe. Și eu să-ți cânt an de an, că ești cel mai bun primar. Mulțumim, doamna Daniela, vă invit alături de mine și iată că telefonul afișat pe ecran a primit deja o parte dintre mesaje pe care vreau să vi le citesc și dumneavoastră. La mulți ani din partea lui Dodo pentru scumpa lui soție și pentru cel mai scump copil din lume, Ianis. Să vă trăiască, să vă bucurați, domnule Dodo, și de băiețel și de familia dumneavoastră frumoasă. La mulți ani și din partea mea. Pentru familia Florea Dobriș din satul Izvoru, toate melodiile din această seară cu invitata dumneavoastră, Daniela Cerne. Iată, stimate domn, că cum are, vă oferim, le dăruiesc, sigur cu toată că da, dragostea și cu urări de sănătate și numai bine. O melodie de ziua mea și a mamei telefon mele, Ioana din Giurgiu, semnează Ionela. Să vă trăiască mama, să trăiți și dumneavoastră. Și iată că telefonul afișat în redacție a început să sune. Alo? Alo? Da? Alo, bună seara! Sărut mâna! Bună seara, de la București vă deranjează. Cum vă numiți? Maria Dărvaru. O, sărut mâna, doamna Maria! Ce o bucurie să vă reamzică populară. Sigur că da. Da, da. Vreau să transmit proaspetei mele prietene de pe... De pe Facebook. Pe Facebook, da. Așa, doamna Maria, sigur. Să vă transmit multă sănătate și un nou an cu bucurii, cu împliniri, cu
CD-uri mai multe cu spectacole, cu de toate și domnul Ilie Clement să ne cheme în spectacole. Cu mare drag, doamnă, cu siguranță sunteți și dumneavoastră pe lista invitațiilor la această emisiune de muzică populară. Rămâne cât doar să curând, ne punem de acord când veți curând putea dumneavoastră să onorați invitația noastră. Sigur că da, sigur, cu mare drag. Doamna Maria, mulțumesc tare mult de telefon. Vă doresc de asemenea și eu un an bun cu spectacole multe, cu bănuți mulți, de ce nu? Avem nevoie și de bănuți. Să fiți sănătoasă și mulțumesc. Iată colegii de cântec care ne urmăresc și au amabilitatea și plăcerea să fie cu noi. Pe noi ne bucură foarte și mult pe mine la fel că iată televiziunea noastră. Mai ales când intră noastră, colegii noștri, da. Are abia o lună de când a început să emită și telefoanele curg. Și telefoanele și mesajele și diversi prieteni care este o dovadă că emisiunea... O să mai aveți surprize în seara asta. Nu v-am auzit. O să mai aveți și alte surprize în seara. Noi bucurăm, le așteptăm cu mare drag. Noi vă mulțumim încă o dată, doamna Maria. Doamne, să fiți sănătoasă și împlinită. Doamna Maria Dervaru, printre urările sale, spunea la mai multe CD-uri. Apropo, câte albume aveți până acum editate? Nu vreau să le spun numărul, pentru că nu sunt cred că este foarte relevant numărul acestora și cred că mult mai important este ceea ce conțin CD-urile noastre și câte cântece rămân după noi sau, mai bine zis, câte cântece reușim din aceste, de pe aceste CD-uri să le facem cunoscute și oamenii să le, la sufletul, da, și să le fredoneze sau să le cânte. Doamna Daniela, vă mărturisesc cu toată sinceritatea că mă surprinde și pe mine numărul mare de telefoane. Iată că mai avem încă dar un telefon. Dar mai ales pe mine. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna. Și la mulți ani vă urează Dunia Pălângeanu. O, sărut mâna, Dunia! Bună seara, vă urez tuturor celor care se află în acest moment la porțile Dorului, porți deschise cu generozitate, iată, de realizatorul acestei emisiuni de suflet, domnul comisar Ilie Clement, iubitor de altfel de folclor și animator cultural. Aceleași urări le transmit și invitatei din această seară, distinsa doamnă Daniela Cernea, o floare aleasă din grădina înmirezmată a melosului popular românesc, cu respect față de cântecul și costumul popular autentic, de altfel importante valori care dau identitate neamului nostru peste tot în lume. Vă doresc atât dumneavoastră cât și celor care vizionează această îndrăgită și mult așteptată emisiune, multe realizări în plan personal și profesional, bucurie și lumină în suflet. Și fiindcă suntem la doar două zile de o importantă sărbătoare, petrecută frumos la noi la români, Sfântul Ion, vă rog să-mi permiteți să le transmit și pe această cale sărbătoriților din familia mea, soțului meu Ion și fiului Ionuț Pălângeanu, un an nou cu armonie și împliniri alături de cei dragi, iar melodiile interpretei Daniela Cernea să le umple casele și ungherele sufletului cu prospețimea și frumusețea lor, să le fie viața un cântec neîntrerupt. Vă mulțumesc, vă doresc o emisiune plăcută în continuare și vă încredințez că vă urmăresc cu o mare plăcere a sufletului. Dunia, ca de fiecare dată tu ne impresionezi prin cuvintele tale frumoase și aș vrea să-i spun și doamnei Daniela Cernea și telespectatorilor care ne urmăresc. Dunia Pălângeanu este un om de cultură, un om deosebit, dedicat cu toată ființa sa culturii giurgiuvene. Este poetă, este scriitoare și sincer vă spun că mă mândresc cu prietenia domniei sale. Îți salutăm și noi băieții din casă Dunia și alături de ei să fii și tu sănătoasă și așa ce ți-ai propus tu în anul cultural 2013 să te ajute Dumnezeu, iar eu te asigur că voi fi alături de tine cu tot ce am să pot. Și din partea mea cele mai frumoase urări și să vă bucurați de toți cei dragi dumneavoastră. Mulțumesc la fel din suflet, mulțumesc la mulți ani. Doamne, sărut mâna, mulțumim, Dunia. Vă iubesc, doamnă Daniela. Un an bun vă doresc. Doamne ajută, semnează doamna Elena. Mulțumesc tuturor, m-ați copleșit cu atâtea cuvinte frumoase încât sunt emoționată până la lacrimi, vă rog să mă credeți. Stați că mai au venit mesaje din partea familiei Gheța, la mulți ani pentru locuitorii comunei Malu, în special pentru Mugurel. La mulți ani, dragi români, pentru că
apreciem faptul că v-ați lăsat din activitățile dumneavoastră și urmăriți emisiunea pe care noi la această oră o difuzăm pentru dumneavoastră în direct. Și mai cu seamă că în această seară avem un invitat deosebit, un invitat ce face parte din generația de aur a cântecului popular, care, dacă ar fi să o întreb acum pe invitată și chiar am să o fac, doamnă, dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ce profesie v-ați alege? Aceeași profesie. De ce? Pentru că noi suntem și fiecare dintre noi avem totul trimis de acolo de sus și dacă iubesc atât de mult ceea ce fac și am iubit 30 de ani, nu cred că dacă m-aș mai naște odată aș putea să fac altceva. Eu nu cred că dacă vă invit să mergeți să ne mai cântați două piese, iar eu am să mai citesc un mesaj. Cu mare drag, eu nici n-am apucat să-mi salut toți prietenii, dar avem și timp și sunt foarte bucuroasă că avem multe telefoane și multe mesaje. O să luăm legătura cu domnul director Petrică să ne îngăduiască să prelungim eventual cu un 10-15 minute emisiunea. Până doamna Daniela se pregătește să cânte, aș dori să spun și eu la mulți ani multă sănătate și tot ce își dorește cel mai bun prieten al meu, Ionuț, din satul Cetatea. Iată că telefonul sună în continuare. Alo? O seară bună, vă spune un prieten al emisiunii, Emil Talianu, sunt care... O să trăiți, domn profesor! ...interes emisiunile pe care le realizează domnul Clement, un împătimit al folclorului vlăștean, pentru care frumusețea cântecului popular și a jocului românesc constituie sensul existenței sale. Ne bucură foarte mult, domnul Clement, că de fiecare dată ne realizezi lucruri deosebite care ne bucură inima și sufletul. Iată și în această seară, prin prezența doamnei Daniela Cernea, care ne aduce prin costum, dar și prin cântec, frumusețea melosului argeștean, îi urăm bun venit la Giurgiu, o mai așteptăm cu aceeași pasiune să ne aducă bucuria și frumusețea cântecului pe care îl interpretează. Așteptăm în continuare să ne bucurați inima și sufletul, vă dorim o seară frumoasă. Vă mulțumim din suflet, domn profesor, și din partea doamnei Daniela mulțumirile sincere. Și aș vrea să le spun telespectatorilor că domnul profesor Talianu este de asemenea un împătimit al culturii, este un scriitor renumit al județului Giurgiu, iar noi giurgiuvenii ne mândrim cu opera sa, cu tot ceea ce face pentru noi giurgiuvenii și pentru locuitorii județului, ținând cont că este corespondentul Radio România Actualități și Radio Antena Satelor pentru județul Giurgiu. Mulțumim, domn profesor, și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Telefonul sună și lucrul acesta ne bucură, dragii noștri. Vreau Alo? Să nu vă supărați că am pus-o pe doamna Daniela să aștepte, dar probabil că telefonul este pentru domnia sa. Alo? Alo, bună seara! Sărut mâna! Bună seara, domnul Clement, Vera la telefon. Ah, sărut mâna, doamna Vera! V-am telefonat. Îmi pare foarte rău, eu nu prind postul nostru, dar am vrut neapărat să transmit toate gândurile mele bune și ale familiei mele la acel suflet minunat care e lângă dumneavoastră, Daniela Cernea. Și o pupăm cu mult drag și mulțumim din tot sufletul că e alături de noi. Mulțumesc din suflet, eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați creat această posibilitate de a veni la Giurgiu prin această televiziune și de a ne pune în valoare munca noastră de o viață și așa cum am mai spus pe parcurs, pentru că sunt foarte multe telefoane și asta ne bucură, nici n-am apucat să salut întreaga familie, nici a dumneavoastră, nici a domnului comisar, dar avem destul timp, iată o fac acum cu tot dragul și cu toată dragostea și din partea soțului meu, care știți că mă însoțește tot timpul. Vă iubim din tot sufletul. O iubim și pe Daniela, care este minunată, absolut minunată, pe domnul deputat. N-am uitat nici de doamna Vica, nici de mama dumneavoastră. Mulțumim din toată inima pentru tot ce ați făcut, nu numai pentru artiști, și pentru giurgiuveni în general. Să trăiți și să vă aducă 2013 tot ce vă doriți dumneavoastră.
Și eu aș vrea, doamna Vera, să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru că... Și mai îngăduitori unii cu alții. Pentru că asta e frumusețea vieții. Să ne iubim aproapele și să fim mai buni. Iar prin muzica dumneavoastră și prin felul dumneavoastră de a fi, asta faceți. Scoateți să fie mai bun din oameni. Scoateți scânteia aceea divină pe care o avem cu toții. Vă mulțumim din tot sufletul că sunteți la noi, că sunteți la noi acolo acasă și vă mulțumim din tot sufletul că existați, dumneavoastră, familia dumneavoastră și toți artiștii, pentru că se spune că artiștii sunt deosebiți pentru că sunt calmi, sunteți buni și sunteți minunați. Vă mulțumim din tot sufletul, vă mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru intervenție, Doamne ajută și să ne vedem cu bine. Doamna Vera, aș vrea să-mi permiteți și mie să vă mulțumesc pentru că, datorită dumneavoastră, această emisiune de muzică populară se desfășoară la Giurgiu TV, pentru că împreună vrem să aducem un gram de bucurie oamenilor care ne urmăresc în fiecare zi de miercuri și în cursul săptămânii toate celelalte emisiuni are acestui post de televiziune. Suntem alături de dumneavoastră cu toată ființa noastră și cuvintele nu știu dacă sunt pe măsură să vă aducă mulțumirea noastră a tuturor acelora care suntem aici în fața micilor ecrane, pe micile ecrane, mă scuzați, și telespectatorii care se bucură de ceea ce facem noi în cadrul acestei televiziuni. Vă dedicăm toate piesele. Pentru că sunteți una din albinuțele de la TV Giurgiu. O albinuță mai grea, doamna Vera. Sunteți albinuță pentru că aduceți așa, culegeți nectarul din flori, le aduceți și noi toți de aici, din Giurgiu, ne bucurăm de munca dumneavoastră și a celorlalți din echipa TV Giurgiu. Vă mulțumesc frumos, salutați și pe mama dumneavoastră și pe domnișoara Vicky, care cu siguranță este împreună cu dumneavoastră și pe ceilalți membri ai familiei dumneavoastră frumoase. Vă mulțumim din tot sufletul și vă doresc să aveți o seară minunată. La revedere, vă pupăm cu mult drag. Vă mulțumim, să rod mâna, o seară frumoasă. Așa și doamna este. Daniela, o seară vă rog să mergeți la locul de cântat. Îmi cer scuze că v-am adus înapoi, dar trebuia să intrați în dialog cu doamna Vera. Am mai primit mesaje, continuăm să primim, vă mulțumim pentru asta, la mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți, întregii redacții, semnează familia Oprea. Mai citesc altele, după ce ne va mai interpreta doamna Daniela Cernea, încă două piese, după noul său album, de care vom vorbi ceva mai târziu. Daniela Cernea. Și de bine mai păsparte. Nu te mai gândi, trăiește, că gândul te îmbătrânește. Lasă grijile deoparte și de bine mai păsparte. Pe toți. De vrei să împaci lumea toată, nu-i spărbești niciodată. Se găsește unul care mulțumire tot nu are, n-o dă-mi papură.
găsește și tot de rău te vorbește. Se găsește unul care mulțumire tot nu are, nod în papură îți găsește și tot de rău te vorbește. Și arse de soare privește căsale tele și-ai să vezi truda din ele. Mirosești toți anii vieții și puterea tinereții, iar când se scurtează ața te-ntreb ce-ai făcut cu viața. Orice zi din viața ta la fel ca pe Poate așa este, stimați telespectatori, dragostea este o pacoste, însă fiecare dintre dumneavoastră poate să aprecieze dacă așa stau lucrurile. Cu siguranță piesa doamnei Daniela Cernea a încântat pe fiecare dintre dumneavoastră. Este o pacoste necesară. Exact. Fiecare dintre noi are nevoie de dragoste, chiar de foarte multă dragoste. Și uite, pentru că, așa cum spunea și doamna de mai înainte, de dinainte, pentru că a fost Sfântul Ion... Cu două zile în urmă, da. Această piesă de dragoste o dăruiesc tuturor acelora care poartă numele sfânt de Ion, Ioana și toate derivatele. La mulți ani, să fiți sănătoși și la pungă groși. La ce vârstă v-ați îndrăgostit prima dată, doamna? Eu sunt îndrăgostită și acum, să știți. Da, da. Cândva, eu știu, adolescentă sau da, domnișoară fiind, ați avut... Și da, acest sentiment de trăit. Cu adevărat m-am îndrăgostit atunci când m-am căsătorit, că cele de până atunci știți au cum fost sunt, copilării, școlărel, cum s-ar zice. Dar adevărata dragoste vine atunci când te gândești că trebuie să-ți întemeiești și vrei cu adevărat să-ți întemeiești. Și eu vreau să subscriu la cele spuse de doamna Daniela. Adânsa are o familie extraordinar de frumoasă. Mulțumesc, este Dumnezeu, exemplu într-adevăr pentru multe alte familii care ar trebui să se formeze.
are un soț iubitor, un iubitor de folclor, chiar dacă este profesor de educație fizică, de sport, dar de ce să-i facem? S-a căsătorit cu o artistă, acum trebuie să adapteze. Se spune că muzica și sportul fac casă bună împreună. Și fac, într-adevăr, un băiat foarte frumos, are cu cine să semene, dovada este undeva în dreapta mea, educat frumos și este mândria doamnei Daniela și a domnului profesor Ciprian. Vorbeam de ultimul dumneavoastră album pe care urmează să-l, eu știu, să-l lansați pe piața muzicală. Deja l-am adus în fața publicului, mi-a rămas decât să-i pun coperta și nu m-am grăbit absolut deloc, pentru că mai toți colegii mei au vrut neapărat să-și lanseze albumele acum înainte de sărbători. Da, ce? Parcă numai de sărbători trebuie să ne lansăm. Sărbători sunt peste an foarte multe. O sărbătoare putem face în fiecare zi. Și lansarea în sine este o sărbătoare. Promiteți telespectatorilor postului nostru că o a doua lansare o să fie și la Giurgiu în cadrul emisiunii La Porțile Dorului. Și atunci, iată că giurgiuvenii vă iubesc și nu acum v-ați convins și dumneavoastră de acest lucru, pentru că știe toată lumea, toate spectacolele organizate de ansamblu folcloric Muntenia al societății Nova Force au avut în distribuție și pe frumoasa și iubita noastră invitată. Aș vrea să-mi dați voie numai un minuțel să vorbesc despre ansamblu Muntenia, pentru că pe mine de vreo 4-5 ani de zile încoace mă leagă foarte multe lucruri de acest ansamblu, dat fiind faptul că sunt o colaboratoare permanentă. Grație dumneavoastră și vă mulțumesc. Noi vrem să vă facem membru cu drepturi depline, doamna Daniela, o spunem acum în direct. M-aș bucura din toată inima, pentru că așa cum am mai spus și la spectacole, eu îi iubesc pe giurgiuveni, așa cum îi iubesc și respect și pe argeșenii mei. La Giurgiu întotdeauna m-am simțit acasă, nu știu de ce. Nu știu de ce, probabil oamenii m-au primit cu atâta căldură și am simțit acest lucru. Cum să vă spun, începând de la dansatori, de la instrumentiștii care sunt oameni cu adevărat și își fac meseria atunci când sunt pe scenă, colegele noastre, Reta, Natalia, Liliana, așa cum a spus și Natalia la telefon, ne înțelegem foarte bine, vorbim absolut de toate când suntem la spectacole și asta te face să te simți acasă, chiar dacă ești într-un alt județ, știu, aveți și telefon și... Avem și telefon, avem și mesaje. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnule comisar. Bună seara, spun și întregii dumneavoastră audiențe. Asta este o voce cunoscută și permiteți-mi de asemenea să spun să rămâne și la mulți ani doamnei Daniela Cernea. E Crinu de la Pitești. Crinu Spătaru, invitatul nostru de acum o săptămână de la Pitești, nu? Să rămână. Nu puteam să mă abțin să nu intru în această seară cu dumneavoastră în legătură directă, aflând că aveți în studioul dumneavoastră o emblemă a județului. Doar ne-a ajutat, Crinule, să postăm pe Facebook invitata noastră, nu? Da, să știți că am fugit repede de la emisiune la mine, după ce am terminat, ca să ajung să mai prind și eu când mai pot din emisiunea dumneavoastră. Se prelungește cu siguranță în această seară emisiunea, pentru că sunteți mulți care intrați în direct și ne bucură acest lucru. Îmi găsesc cu greu cuvintele atunci când trebuie să vorbesc despre domnia sa, pentru că este o artistă pe care eu o admir foarte mult. Și chiar vreau să fac o paranteză, să vă mărturisesc acum în direct că primul invitat atunci când am început emisiunea Playuri Argeșene, dumneai a fost, la dumneai m-am gândit și a fost prima persoană pe care am sunat-o. Dar spune și acea întâmplare frumoasă, sau hai să o spun eu, pentru că tu nu te vezi, eu mă văd la televizor, să știți că m-a primit foarte frumos, adică foarte frumos ca și dumneavoastră. Dumneavoastră m-ați primit aici cu bucate alese, cu toate bunătățile. El a cumpărat un buchet de flori pe care l-a pus undeva pe un scăunel și atâtea emoții a avut că a uitat să mă opere. Un lucru extraordinar pe care, vedeți, amintiri pe care nu le putem uita și ne aducem cu plăcere aminte. Așa este. Da. Mulțumesc, Crinu. Vă dați seama că prima emisiune foarte, foarte emoționată am fost și chiar... Dar ți-am purtat noroc. Ocazia să vă mulțumesc în direct pentru faptul că mi-ați fost alături și m-ați încurajat atât de frumos. Nu ai pentru ce, ai toate datele atât timp cât ai rezistat și cât emisiunea ta durează de ceva Eu, vreme. Vreau să spun, cred că toți respectatorii și toți românii sunt la sentimentul meu, că dăruirea dumneavoastră cu care vă adresați publicului
dar și glasul duios și frumos pe care îl aveți, vă fac să fiți una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din țara noastră. Mulțumesc, ești foarte drăguț. N-ar trebui să mă lauze atât de mult, sunt un simplu interpret doamnă, și atât. Spune de la suflet tot ce simte și dacă vor fi și, eu știu, mici observații, trebuie să le luăm ca atare. Dar le primim cu mare drag și le corectăm dacă sunt. Sunteți, într-adevăr, o emblemă a cântecului popular muntenesc, preponderent din zona Argeșului. Crinul este argeșean, are toate motivele să se apropie de un artist de valoarea dumneavoastră, pentru că așa e experiența, vocea, seriozitatea cu care ieșiți în spectacol. Acesta este cel mai important care element. Stau la baza consacrării unui tânăr care vine din urmă și care își alege un model pentru viitor. Mulțumim din suflet, Crinu, pentru intervenție. Te mai așteptăm la Giurgiu, emisiunea cu tine. Faptul că dincolo de toate aceste calități, dumneavoastră are și un caracter deosebit. Este foarte adevărat ce spui. Pentru acest lucru îi mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră de asemenea că mi-ați dat ocazia să vă cunosc. Îți mulțumim încă o dată, Crinule, și te mai așteptăm la Giurgiu. Și eu îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc pentru telefon și mergi mai departe cu ambiție că faci bine ceea ce faci. Și eu aș vrea să vă mulțumesc dacă ați mai merge să ne mai cântați. În continuare, vreau să vă rețin foarte mult, știu că spațiul este limitat. O seară frumoasă și vă îmbrățișez cu tot dragul. La fel și ție, Crinule, succes în activitatea artistică. Doamna Daniela, vă rog. Mai dați-mi voie până merg la cântat să mai fac câteva urări. N-am venit să vă laud pe dumneavoastră. Nu vreau. Că mi-ați interzis să vă laud, să nu dar mă mai nu puteți să-mi interzice să nu o salut și eu pe doamna Adela. Fetele, să nu vă salut, fetele pe care le cunosc și care ne primesc cu atâta căldură de câte ori venim aici la Giurgiu, pe domnul David, care este acum în fața televizorului și se uită la așa tataie. Este. Să vă trăiască, să vă bucurați de el. Și al dumneavoastră, luați-mi exemplu să vă faceți soacră mare. Toate la rândul lor. Să vă faceți bunicuță, să vedeți ce sentiment puternic se naște în sufletul dumneavoastră și sunt ce poftă de viață vă dă sunt apariția convinsă. Unuia sau mai multor nepoți. Sunt convinsă. Când vrea Dumnezeu, atunci vin toate. Sigur, toate și sunt rânduite. Și încă o persoană Dumnezeu foarte dragă sufletului meu. Bine, toți giurgiuvenii și toți spectatorii în general îmi sunt foarte dragi, pentru că viața mea se împarte între casă și foarte multă lume. Și așa este. Așa trebuie să fim, să ne iubim unii pe ceilalți. La Oinacu există o mamaie. Eu așa îi spun pentru că m-am lipit de dumneaei, nu pentru faptul că mi-a oferit o ie foarte frumoasă pe care o port cu mare plăcere, și pentru faptul că este exact așa o mămăică ca din povești. Blândă. Parcă o văd pe bunica mea, da, când trăia. Iubește, într-adevăr, iubește. Vreau să-i spun că o respect, o iubesc, să trăiești, mamaie, să fii sănătoasă. E vorba de mamaia Flora Elena de la Oinacu, care ne așteaptă când suntem mamaia noi așa Leana, în trecere. Mamaia Leana, da. Sigur că da. Ne așteaptă cu ciorbică bună și de cu de cocoș, toate. Mamaia, da. Când dă firul ierbii, venim cu toții, cu Gelul Voicu, cu Crenguța, cu Daniela Cernea, cu Reta Baltag, cu toate fetele de la cu ansamblu, toți pe care toată lumea. Îi avem invitații în cadrul acestei emisiuni. Vom veni la Oina cu matale să tai toate păsările, să ne faci o ciorbă și o mămăligă în tuci, așa cum numai matale mamaie știi să o pregătești. Iar doamna Daniela îți oferă în dar dumitale și tuturor telespectatorilor următoarele piese, în timp ce eu voi mai citi câteva dintre mesajele primite, pentru că mă simt obligat și față de cei care ne trimit mesaje. Un prieten bun, Iulică Buduru, mă întreabă cum mai este cu sănătatea. Bine, Iuliane, mă simt bine și mi-ai dat ocazia să mulțumesc întregului personal de la secția chirurgie și ATI din Spitalul Județean pentru grija care mi-a purtat-o la sfârșit de săptămână, când starea de sănătate a mea a fost puțin alterată. Mergem înainte, nu ne lăsăm bătuți, pentru că emisiunea aceasta trebuie să ajungă la 50 de ani. Vreau să dedic toate melodiile din această seară cu Daniela Cernea pentru soția mea, care este cea mai frumoasă soție din lume. Să vă trăiască, domnule, n-ați semnat mesajul, aveți curaj și semnați-l, pentru ca să știm sigur că este întors către dumneavoastră. Către dumneavoastră merg acum și toate piesele, încă două piese interpretate de inegalabila voce a Argeșului, Daniela Cernea. Thank you.
și cei mai frumoși copii. Mirilor să ne trăiți ani frumoși și fericiți, să aveți numai bucurii și cei mai frumoși Visul mi s-a împlinit, ești așa cum mi-am dorit, măi.
timp că anii trec cu tine când mi petrec mai. Mulțumim, doamna Daniela, vă aștept lângă mine, timp în care am să mai citesc câteva dintre mesaje. La mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți atât dumneavoastră cât și invitata dumneavoastră. Semnează familia Oprea Ion din satul Cetatea. Mai este un al doilea mesaj, este de la un coleg și prieten al meu, Neluțu Dragomir, care mi se adresează mesajul la mulți ani bunicu. Același sentiment îl nutrește și el și spune-ne drept, Neluțule, cât ești de mândru că ești bunic ca și mine, iar mâine când mergi la serviciu salută-ți toți colegii, pentru că eu, chiar dacă sunt în pensie, pe fiecare dintre voi vă consider încă prietenii și colegii mei. Telefonul sună în continuare. Alo? Alo, bună seara! Sărut mâna! Sunt o doamnă din Giurgiu care vă admir emisiunea dumneavoastră. Sărut mâna, mulțumim! În special, fiindcă pe soțul meu îl cheamă Ion și a trecut ziua de Sfântul Ion, iubește foarte mult cântăreața, invitata, pardon, a dumneavoastră. N-ați greșit, doamnă, pentru că este un termen care e uzual. Da, dar mă scuzați că mă bâlbâi. Aveți emoții. Iubește cântecele doamnei. Daniela Cernea. Da, și vreau să-i dedic toată emisiunea din seara asta, care e cu superba dumneavoastră cântăreață de muzică populară, soțului meu Ion. Doamnă, să vă trăiască, și tocmai a fost o melodie, ați văzut, care ar putea fi din partea dumneavoastră pentru soțul dumneavoastră. Tocmai ce am cântat-o, dar mai găsim până la finalul emisiunii încă o piesă pentru Ion al dumneavoastră. Să vă trăiască și să vă înțelegeți bine mulți ani de acum înainte. Mulțumesc la fel și dumneavoastră și multe emisiuni frumoase în continuare și dumneavoastră, doamna Doina Cernea. Daniela! În viața dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Emoția a făcut ca să-i schimbați numele doamnei. Este Daniela Cernea, invitata noastră. Da, asta pentru că mai există o Cernea, da, la, mai există la Giurgiu, Giurgiu, doamna Doina, da, și suntem adesea confundate, dar nu este nicio problemă. Da. Un mesaj cu mult suflet. Bună seara, domnule Clement, și multă sănătate vă doresc. Aș vrea ca toate melodiile interpretate de distinsa doamnă Daniela Cernea să fie pentru, împreună cu toată dragostea mea, pentru Daniel Mustățea. Și din partea mea. La mulți ani, Dane, îți mulțumim pentru că existi. Este un virtuos al acordeonului, unul dintre cei mai virtuoși interpreți în mânuirea acordeonului. Este membru al ansamblului, al tarafului Muntenia. Mă mândresc cu prietenia lui, cu prietenia celorlalți colegi din acest taraf. Așa este, m-a și acompaniat în mai multe rânduri când eu am venit la petrecere aici în Giurgiu, la petreceri private, altfel decât spectacole. Îi mulțumesc că își face meseria și, așa cum am spus și puțin mai devreme, îi salut pe toți instrumentiștii din ansamblu Muntenia și nu numai, pe toți, doamnă, instrumentiștii din Giurgiu. Doamnă, trebuie să recunosc și poate și dumneavoastră, dacă nu sunteți de acord, puteți să mă contraziceți, cu instrumentiștii, sau mai bine zis cu lăutarii, așa cum este termenul uzual. Aveți cu ce vă mândriți, știu ce vreau ce să spuneți, dar așa este. Și săptămâna trecută spuneam, sunt trist pentru că nu sunt puși în valoare atât cât merită acești oameni. Noi la Giurgiu... Se întâmplă în viață lucrurile, da, astea. Da, dar vedeți se întâmplă, că așa este. Prin alte locuri, prin alte județe, poate mai mici și mai sărace ca județul Giurgiu, există ansambluri care sunt de renume prin faptul că sunt sprijiniți în a valorifica și a transmite publicului, fie el ascultător sau telespectator, frumusețea folclorului din zona respectivă. Iar eu îi asigur pe băieții din taraful Muntenia că începând de mâine am să mă implic și mai mult în promovarea lor artistică. Sunt înainte convinsă să vă mai întreb, iată că telefonul tot primește mesaje. La mulți ani, domnul Clement, vă salută familia Stănculie și familiile Stănculie și Manda din satul Bălănoaia. Vă iubim mult!
Și noi vă iubim, stimați telespectatori, mai cu seamă că din acest sat a plecat tatăl meu și n-am uitat că sunt după tată din satul Bălănoaia. Doamna Daniela, aș fi avut așa de multe întrebări, dar e mai bine că, iată, telespectatorii noștri își manifestă fie prin intervenții în direct sau prin mesaje dragostea pe care vă poartă fiecare dintre ei și este un lucru care zic eu că este bine să-l aveți în vedere pentru că prin seriozitate ați reușit să ajungeți acolo unde sunteți dumneavoastră situată în ierarhia interpreților de muzică populară românească, deși trebuie să recunoaștem împreună că e frumos când te uiți la televizor, dar când ești în spatele artiștilor, se consumă uneori și lucruri care... Da, dar eu cel puțin am făcut din cântec o meserie și mi-asum acest lucru în orice moment al vieții, pentru că spectatorii, telespectatorii, privitorii vor să te vadă numai, cum să vă spun eu, să te vadă artist, adică pe dumnealor nu interesează da, partea frumoasă, partea frumoasă sau partea plină a paharului. Exact. Deși suntem și noi oameni, ca toată lumea, și avem probleme, te mai doare o măsea. Ca acum, de exemplu. Doamna face cu greu față. Dar cum spuneam, mi-am asumat pentru că îmi iubesc meseria și oamenilor trebuie să le dăm ceea ce își doresc să primească de la noi. Atunci când suntem, eu știu, pe micile ecrane de sau la un spectacol. De câte ori ați venit la Giurgiu, am urmărit acest aspect, nu numai la dumneavoastră, și la alți interpreți. Nu v-am văzut de două ori îmbrăcată la fel și trebuie să spun că la Giurgiu dumneavoastră ați fost de foarte, foarte multe ori, fie în spectacole de caritate, fie în spectacole în campaniile electorale, fie în activități private. De unde le aveți, doamnă? Că parcă e unul mai frumos ca altul. Este o povestioară scurtă, dacă îmi permite să vă, spun și dumneavoastră noastră. Și telespectatorilor. N-am vorbit despre costume, n-am avut timp să discutăm acest lucru, chiar dacă ne cunoaștem de ceva ani. Să știți că eu am început să cânt cu un singur costum. Și m-a durut foarte tare atunci când am început eu, la începuturile mele. Nu aveam deci decât, în urmă cu 30 de ani. Da, nu aveam decât un singur costum și fiind angajată unui ansamblu profesionist, aveam un plan de realizat și imaginați-vă că aveam și două spectacole pe zi. Asta însemna că spălam ea, o uscam cu fionul de multe ori când eram în turneu și o îmbrăcam la a doua zi. Și nu găseam nici cu bani, nici de căpătar, nici de împrumut. Nu le scoteau, nu știu ce se întâmpla înainte de Revoluție. Că nu găseai costume populare. Ei, după Revoluție, au început să le mai scoată. Drept este că am mai și primit, dar, cum vă spuneam, pentru faptul că am suferit că nu aveam mai multe costume în tinerețea când mea... Când s-a evit posibilitatea, de câte ori am avut posibilitatea și am văzut un costum popular, am cumpărat și uite, așa am strâns ceva, nu foarte multe, dar... Dacă dumneavoastră ați avut atâtea posibilități să achiziționați și noi avem acum posibilitatea să vă invităm la locul de cântat... Cu mare drag, cu pentru mare drag. Că și telefonul cred că sună, dar și telefonul meu cu mesaje este plin. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, domnule Lili, eu sunt Lili, așa cum am fost mângâiat de familie, să puteți conduce în continuare ansamblul Muntenia, mândria orașului Giurgiu, să vă bucurați de nepoțelul dumneavoastră scump și doamnei Daniela Cernea, mulțumesc, îi doresc mulțumesc. Sănătate. Semnează Ionela Mirea. Ionela Mirea, vă mulțumim pentru aprecieri, doamnă, să fiți sănătoase, doamna Daniela, vă întoarce urările și iată că telefonul continuă să sune. Alo? Bună seara, domnul Clement. Bună seara. Șeful, cum știu să vă spun, și să rămână doamna Cernea. Cine sunteți? Gelu Crăciun, mă numesc, zis Floricel. Să trăiești, domnul Gelu. Tot muzicant și dumneavoastră, știu că ne știți și... Cum să nu? Ne apreciați. Așa este, pentru că meritați, deci n-am folosit cuvintele în mod gratuit, meritați laudă pentru că este... Domnicinea, o carieră cât mai lungă și iubim cântecele dânsă, chiar dacă nu sunt din zona noastră
și sunt de acolo, de la Argeș. Da, dar tot zona folclorică Muntenia o reprezintă, chiar dacă e din Argeș, nu? Bineînțeles. Vă ascult cu interes și vă mulțumesc tare mult. Așa cum spuneam puțin înainte, eu vă respect pe toți, pentru că fără, nu numai pe cei de la Ansamblu Muntenia, cu care colaborez destul de des, și pe dumneavoastră, pentru că noi, interpreții, știți foarte bine și știm cu toții că nu am putea cânta așa de unii singuri. Dumneavoastră sunteți, de fapt, motorul a ceea ce facem noi și să avem cu ce ieși în fața publicului. Vă respect, vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc pentru că ați intrat în emisiunea noastră. Și eu îi mulțumesc noastră. Domnului Floricel și mulțumesc, toate melodiile interpretate în continuare și de doamna. Șeful emisiunii cât mai frumoase și cât mai lungi vă dorim. Să dea Dumnezeu așa să fie. Noi turăm motoarele, doamnă, poftiți. Iată, și iată, oamenii ne privesc, chiar și oamenii, instrumentiștii, exact, și toată lumea. Mare bucurie pentru și noi pentru interpreții noi, pentru și că pentru toată lumea până la urmă. Sigur că da, trebuie să le spun telespectatorilor că mâine 10 ianuarie Giurgiu TV împlinește frumoasa vârstă de o lună. Și de când și da, putem să zicem că am început să îmbătrânim. De ce? Că atunci când am început în prima zi să emitem era în alt an calendaristic. Domnul director Petrică Slăvescu, cred că am zis bine, m-a rugat să vă transmit și în numele personalului tehnic, a colegilor care nu se văd pe sticlă, care lucrează dincolo de ecran, să vă urăm multă sănătate, bucurii și fiecare dintre dumneavoastră să facă obiectul unor materiale în cadrul Giurgiu TV. La mulți ani din partea colegilor mei, la mulți ani tuturor acelora care se uită la noi acum sau în alte emisiuni pe care postul TV, Giurgiu TV, le are în grilă. Așadar, cântă pentru fiecare dintre dumneavoastră, Daniela Cernea. Thank you.
Viața îmi trece și se duce cum trec apele din munte, care curg numai la vale și nimic nu le stă în cale. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Să țin de ei, să n-ajung la anii grei. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Nu ai bani, dar ai iubire. Bătrânețe ai cu de toate, la putere la jumate. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Se duc anii ușurel, trece și viața la fel, și ajunge orice om, frunză picată din pom. Vă mulțumesc, doamna Daniela, vă rog să rămâneți pe locul de cântat, pentru că știți foarte bine, timpul este dușmanul nostru. Noi vrem să profităm de prezența dumneavoastră, în timp ce eu am să mai citesc câteva dintre mesaje, dumneavoastră să vă gândiți la următoarele două piese. De la Andreea, pentru tatăl meu, Viorel, piesele interpretate de doamna Daniela Cernea. Cu siguranță vor ajunge la dumneavoastră, distinsă doamnă. De la Georgiana, pentru Ionuț, Flori, Gabi, și pentru Rafaela, Crina, Denisa, Fernando. Toate melodiile vi le oferim cu mare drag din partea doamnei Daniela Cernea. Bună seara, domnule Clemen, sunt o mare admiratoare a emisiunii dumneavoastră și a ansamblului Muntenia, chiar și la cei 10 anișori. Da, anul acesta ansamblul Muntenia împlinește 10 ani. Mesajul, mulțumim, mesajul s-a oprit, dar poate revine expeditorul. În continuare, cântă pentru dumneavoastră, cei care ne-ați transmis mesaje, cei care ne veți trimite mesaje, toți telespectatorii noștri. Deci, Daniela Cernea. Un an mai treci la spate și-o-mi petrece n-astă noapte. Până-n zori cheful va ține cu prietenii lângă tine. Azi un an mai treci la spate și-o-mi petrece n-astă noapte. Până-n zori cheful va ține cu prietenii lângă tine. Ai făcut cu încă o floare buchetul vieții mai mare, să-i parte de iubire la mulți ani și fericire. Să ți se mulțească banii, să aibă ce vorbi dușmanii, necazul să stea departe la mulți ani și sănătate. Muzica.
fel cum ți-e inima, că ai suflet bun în ea. Masa mare e întinsă, ușa casei ți-e deschisă. La fel cum ți-e inima, că ai suflet bun în ea. Să-ți se mulțească banii, să aibă ce vorbi dușmanii. Necazul să stea departe, la mulți ani și sănătate. Cei dragi pe lângă tine, ați petrit și te simți bine. Și toți pentru tine închină, viața să-ți fie senină. Cu cei dragi pe lângă tine, ați petrit și te simți bine. Și toți pentru tine închină, viața să-ți fie senină. Și fericire, să ți se mulțească banii, să aibă ce vorbi dușmanii, necazul să stea departe, la mulți ani și sănătate. Să fii tânăr cum erai și mintea de acum s-o ai. N-ai mai sta în cârciumiară, mai bine cu o mândră-mpoală. Decât în cârciumă beat, mai bine cu o mândră-mpat. Băutura te amețește, dar mândruța te iubește. Decât în cârciumă beat, mai bine cu o mândră-mpat. Băutura te amețește, dar mândruța te iubește. Cârciumașii lăutarii ți-au mâncat viața și banii. Degeaba te mai căiești, că n-ai știut să trăiești. Și tu-n toate ai intrat, niciuna n-ai ocolit, pe la toate te-ai oprit. Sunt trei cârciumi ori în sat, și tu-n toate ai intrat, niciuna n-ai ocolit, pe la toate te-ai oprit. Ce-ai câștigat, ai băut, nici avere n-ai făcut. Și uite așa ți-a trecut viața, petrecând până dimineața. Ce-ai câștigat, ai băut, nici avere n-ai făcut. Și uite așa ți-a trecut viața, petrecând până dimineața. Cârciumașii lăutarii ți-au mâncat viața și banii. Degeaba te mai căiești, că n-ai știut să trăiești. Ți-au plăcut paharele, dacă au lăsat mândrele. Acum stai și le privești, că nu mai poți
să iubești, ți-au plăcut paharele, dar te-au lăsat mândrele. Acum stai și le privești, că nu mai poți să iubești. Le iubească cine-n stare, iar tu bei de supărare, iar tu bei de supărare, pahare după pahare. Tinerețea te-a lăsat, nu mai ești ce-ai fost odat. Doar paharul ți-a rămas și-l bei să uiți de necaz. Cărciuma și lăutarii ți-au mâncat viața și banii. Degeaba te mai căiești, că n-ai știut să trăiești. Mulțumim, doamna Daniela, și vreau să vă spun că atât timp cât dumneavoastră ne-a cântat, telefonul a primit o sumedenie de mesaje. Dragii mei, sigur că da, dacă din greșeală uit să citesc vreunul dintre ele, vă rog să mă scuzați, vă promit că miercurea viitoare vor intra pe post cu invitatul, dar nu vreau să vă spun cine este, pentru că vreau ca la fiecare dintre dumneavoastră curiozitatea să crească. Așadar, dedic toate melodiile pentru familia Gușe din Bălănoia, semnează Ionuț. Cu drag le oferim și noi mesajul cu cei 10 anișori pentru ansamblu Muntenia. Este și vârsta unei telespectatoare, deci avem o fetiță telespectatoare, Mirela Mirea, da, care este încântată de emisiunea noastră și de prezența dumneavoastră. Mulțumesc și un mă bucur să aud că un copil privește, da, cu plăcere este, o emisiune de folclor. Este o garanție că folclorul nu o să dispară niciodată, că iată, copiii așa e, s-au apropiat de folclor poate mai mult decât s-ar fi apropiat de alte genuri muzicale. Așa și trebuie. Sau poate de calculator sau, eu știu, alte îndeletniciri. Aveți o idee bună cu această emisiune, vă doresc multe, foarte multe emisiuni, semnează domnul Nelu din Comuna Frătești. Ne bucurăm pentru apreciere, domnule, și primiți cu drag toate piesele Danielei Cernea pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Bună seara și bine v-am găsit, sunt Petronela și aș dori o melodie pentru mama mea, Dorina, și pentru tatăl meu Ion, cărora le urez mulți ani fericiți și să îi asigur că iubesc mult. E bine ce faceți, pentru că părinții sunt sfinți pe pământul acesta, și aș vrea să o întreb pe invitata mea dacă mâine ar fi să o reinvităm la Giurgiu, ar mai veni? Chiar vroiam să vă propun să citiți toate mesajele, să luați toate telefoanele, pentru că noi interpreții asta facem. Venim de fiecare dată când suntem invitați cu mare plăcere. Ori un spectator, un telespectator sună atunci, dacă nu i-ai răspuns în acel moment, data viitoare se supără și nu mai sună. Noi vrem nu mai pentru sună. Fiecare să... Așa că v-am dat răspunsul. Sigur că da. Voi veni nu, de fiecare răspundeți dată. Dacă ar fi să vă invităm mâine, nu lăsăm telespectatorii, că poate emisiunea se filmează. Dar și nici n-aș mai pleca, aș rămâne la Giurgiu. Asta vreau să aud. Rămâneți la Giurgiu, pentru sigur că da. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, eu deja vă consider membră cu drepturi depline ca solist vocal și v-aș pune prima undeva în stânga afișului, pentru că sunt an bun de când colaborăm cu dumneavoastră, succesul la ansamblului a fost și datorită dumneavoastră. Împreună, sigur, și fiecare cu părticica lui, dar trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte a succesului vi se datorează, pentru că atunci când spui Daniela Cernea, spui nume greu al cântecului popular. Mă gândeam acum că atunci când CD-ul va avea acopertă, în cel mai scurt timp, o să facem aici și o lansare, chiar dacă am mai cântat acum. O să-l rugăm pe domnul Petric atunci să ne ofere un spațiu mult mai larg, pentru că avem așa un telefon. Este, se pare că avem și un telefon. Și o să aducem și ansamblu Muntenia aici în spate, să fim cu toții. Dumneavoastră anticipați gândul meu de viitor. Ce este, să fac? Meseria. Pentru că, așa cum le spuneam telespectatorilor, avem telefon, mâine împlinim o lună, platoul de folclor va fi separat în perioada imediat următoare, unde ne vom permite să aducem și dansatori
care împreună cu invitații să dea o notă în plus emisiunii La Porțile Dorului. Avem un telefon. Alo? Alo, bună seara, domnul Clement. Bună seara, da, eu sunt. Bună seara, aș dori și o dedicație. Vă rog. Pentru toți colegii mei și colegii foștii dumneavoastră colegi de la Poliția de Frontieră, aia din partea George Piciu. Din partea? George Piciu. Ah, da. Bună, Georgica. Așa, și pentru prietena mea Loredana, prietenii Marius și Ania. Să trăiască prietenii. La mulți ani pentru cei care și-au sărbătorit ziua de Sfântul Ion. La mulți ani și din partea noastră și, dragă Piciule, vreau să spun că eu, chiar dacă am ieșit în pensie de 6 ani de zile, eu continui să, pe fiecare dintre voi, să vă consider încă aveți statut de coleg. Nu știu, nu pot să mă împac la gândul că aș putea să mă exprim cu fostul meu coleg. Știți foarte mult că eu v-am iubit și continui să vă iubesc, să vă respect și este o bucurie pentru mine de fiecare dată atunci când mă întâlnesc cu fiecare dintre voi. Fii mesagerul meu și transmite-le tuturora gândurile mele și ale invitatei mele Daniela Cernea, urările noastre de bine pentru fiecare dintre ei și pentru familiile fiecăruia dintre ei. Mulțumesc pentru intervenție. Mai sunteți în legătură? Nu mai sunt. Telefonul s-a închis. Doamna Daniela, ia uitați că timpul, mă uit la el că zboară Caneluca și... Gata? Nu, nu, nu. Am cerut aprobare, ne mai putem întinde câteva zeci de minute, motiv pentru care eu vreau tot să ne cântați. Cu mare plăcere, de asta am și venit, am venit să vorbim cu telespectatorii, să le cântăm, să ne exprimăm dragostea noastră a interpreților față de dumnealor. Este un mesaj de la Ionuț din satul Cetatea, special pentru dumneavoastră. Vă iubim foarte mult, doamna Daniela Cernea, și vă mai așteptăm la Giurgiu. Cu mare drag și data viitoare, când o să fie și o lansare, promit că o să avem și niște CD-uri aici, să facem și noi cadouri celor care ne-au cadorisit cu telefoane și cu mesaje frumoase. Până la, dacă vreți, mesajul este prin CD să ajungă la cât mai mulți dintre ascultători. În continuare, dragi prieteni, ne încântă Daniela Cernea. Ai la ora mare, salte sus piciorul, să fugă urâtul, să ne linăm dor, să rămân. Fără de mână, omul care-i vesel și place la joc, e iubit de lume și are noroc. Hai la ora mare, haideți lângă mine, să jucăm că așa ne stă bine. Noi suntem un ten vesel cum e focul, ne știe o lume că ne place jocul. Hai ne-i căilie, ia ora înainte, lumea să te vadă, să te țină minte. Chiuie odată, chiuie mai tare, să știe tot satul că e oră mare. Nu ne ajungă dorul să fie iubit, aibă viață bine, traiu fericit. Omul ce nu joacă, nu știa iubi, nici mie nu-mi place, ducă să dea ci. Mie de copilă, mi-a plăcut.
mi-a pus să joc. Am iubit în viață și-am avut noroc. Omul ce nu joacă nu știa iubi. Nici mie nu-mi place ducă să dea ci. Mie de copilă mi-a plăcut să joc. Am iubit în viață și-am avut noroc. Șai lai lai, încă o dată și încă o dată șalai lai. Își cinstește baba moșu, tot cu vin dintre la roșu. Șai lai lai, își cinstește baba moșu, tot cu vin dintre la roșu. Șai lai lai. Șai lai lai, și îmbești vreo zece încă, să bem tot să ne ajungă. Șai lai lai. Șai lai lai, când beam o șucana toată, îi păru băbuța fată. Șai lai lai, când beam o șucana toată, îi păru băbuța fată. Șai lai lai. Doamna Daniela, vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Pentru că recunosc cu voce tare... S-a terminat emisiunea. Nu, o prelungim, nicio problemă. Dar nu credeam că această emisiune va avea așa succes, pentru că agenda telefonului este plină, nici nu știu pe care să-l mai citesc. Și având în vedere că sunteți totuși la început, este doar o lună. Mai avem și noi stângăcile noastre, telespectatorii. Nu la asta mă refeream. Până se acomodează oamenii, până se aude, până se vede că există sigur o emisiune că de da, folclor, și noi... nici eu nu mă așteptam să primim atât de multe și telefoane. Noi, și nouă ne este greu, pentru că este relativ greu să te obișnuiești cu privit în camera de luat vederi, să ai o voce șlefuită care să sune bine. Nu este nicio regie, problemă, după părerea mea, să vede că totul este în direct. Dar există pasiune. Există pasiune și din partea telespectatorilor. Mai avem un telefon. Da? Alo, bună seara! Bună seara, domnule Ilie Clement! Bună seara, invitatei dumneavoastră! Bună seara! Cristina Rotaru. O sărut mâna, Cristina! Vă urmăresc cu drag, domnule Ilie Clement. Am venit de la servici la părinții mei și mama mea era disperată că se difuzează emisiunea și vrea să vadă. Am sunat în dorința de a le ura părinților mei multă sănătate, le doresc să trăiască mulți, mulți ani, pentru că ei poartă în sufletul lor o mare durere și prin muzica populară își alină suferința și, bineînțeles, de câte ori vă ascultă pe dumneavoastră, domnule comisar, părinții mei văd ceva. Dumneavoastră știți la ce mă refer. Mulțumim, Cristina, pentru intervenție. Fie ca toate melodiile din această seară să fie pentru părinții tăi minunați, familia Zanfirescu, cu sufletul curat mă îndrept spre mângâierea sufletelor lor, pentru că au trecut anul trecut printr-un lucru atât de greu pe care numai cine l-a pătimit poate să le înțeleagă durerea acestor bătrâni,
chiar dacă mai au încă 3 sau 4 copii și a pierdut unul dintre ei, și nu cred că există pe lumea asta durere mai mare ca un părinte să-și ducă la groapă copilul său, indiferent câți copii ar fi avut. Este asta dureros. Este. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ca bunul Dumnezeu să le dea putere să treacă, iar prin existența voastră, Cristina, să poate să-și aline, dacă poate să-și aline durerea pe care o au și o vor avea în continuare până când vor pleca alături de Mihai. Mulțumesc de telefon. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți. Vă felicit pe voi toți și mă bucur că ai lângă tine o doamnă atât de frumoasă pe care am avut bucuria să o văd și la nunta fiicei tale. Este deosebită, este specială și vă doresc vouă tuturor viață lungă. Mulțumim din suflet, Cristina. Salutăm și cei trei copilași frumoși ai tăi și pe Dan. Și vreau să fii în fiecare, cel puțin la emisiunea pe care o realizez, să fii alături de noi, pentru că iată, invitații vin pentru telespectatori și fac eforturi, Cristina, tu știi foarte bine, fac eforturi să vină din diferite orașe ale țării, dar o fac datorită prieteniei mele frumoase pe care o am cu fiecare dintre aceștia. Mulțumim și ție succes în continuare acolo unde lucrezi. Cu drag și vă doresc o seară frumoasă. Sărut mâna. Doamne ajută, mulțumim de telefon. Telefon care m-a mișcat puțin. Da, este. Le doresc și eu putere părinților dumneaei să meargă mai departe. Noi să-L rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ferească de astfel de dureri, pentru ferească că Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Nu știu, numai cine a pătimit astfel de necazuri înțelege cel este mai bine cea mai mare durere, pe cea un mai mare altul durere. Care a așa suferit. De-aia este bine ca fiecare clipă pe care o trăim să fie plină de bucurie, plină de sănătate, pentru că iată, ceasul rău. Dacă am putea să fim mai buni, să ne bucurăm mai mult de viață, pentru că suntem niște umbre pe pământ. Așa și este. Se poate eu știu schimba că dumneavoastră viața într-o clipă. Sunteți un om cu suflet bun, un suflet mare, de aceea permiteți-mi să vă invit la cântat. Cu mare drag, dar vreau să spun despre cântecul cu care tocmai l-am cântat. Așa? Că este un cântec care îi place foarte mult domnului deputat Nicolae și credeți-mă, numai pentru asta l-am imprimat. Știam eu de la anumite petreceri și spectacole că dumnealui preferă acest cântec. Mai e o piesă cu Nei al meu cu mustăcioare am ceva. Am cântat-o puțin mai devreme, aceea este știu pentru soția dumnealui, pentru doamna Vera. Pentru doamna Vera. Da. Cu mare drag pentru toți telespectatorii care au sunat, le dăruiesc. Păi stați că emisiunea nu s-a terminat, poate mai sună oameni. Păi, dar vreau să le spun de mai multe ori, n-am spus că plec. Vreau să le spun că sunt încântată de câte telefoane și mesaje am primit și sper că fiecare dintre dumnealor au găsit măcar o strofă, un vers din tot acest material pe care eu l-am prezentat, am putea spune așa într-o avantpremieră aici la Giurgiu. Eu aș vrea să vă asigur că nu a fost niciun fel de regie vis-a-vis de telefoanele care sunt convinsă, au sunt convinsă fost, pentru că n-aș fi făcut-o. Pentru au că fost emisiunea prea multe ca sigur să că fie. Da, emisiunea este pentru mine un barometru. Vreau să știu unde ne situăm ca emisiune, dacă se merită să mergem mai departe sau să ne oprim, pentru că dacă beneficiarul nostru nu este mulțumit, atunci este bine să te dai la o parte și să lași locul altuia. Eu mă dau la o parte și vă las dumneavoastră locul de cântat. Daniela Cernea. Vă spun să aveți parte de un an bun și Dumnezeu să vă dea tot ce n-aveți și ați vrea, măi. Vă poftesc pe toți la joc, noaptea asta-i cu noroc, să trăiască ce iubiți, la mulți ani fiți fericiți, măi.
și să nu ridici paharul. La mulți ani cu dragă spun, să aveți parte de un an bun și Dumnezeu să vă dea tot ce n-aveți și ați vrea, măi. Vă poftesc pe toți la joc, noaptea asta-i cu noroc, să trăiască ce iubiți, la mulți ani fiți fericiți, măi. De băutură, parcă-ți dă poftă de viață și petreci până dimineață. La mulți ani cu drag vă spun, să aveți parte de un an bun și Dumnezeu să vă dea tot ce n-aveți și ați vrea, măi. Vă poftesc pe toți la joc, noaptea asta-i cu noroc, să trăiască ce iubiți, la mulți ani fiți fericiți, măi. Să-i mai audă gura.
lacrimi florile pe care fetița ta le uda și le îngrișa. Socrule, măi, socrule, hai ștergeți lacrimile, că așa îi e fetidat să plece după bărbat. Mulțumesc, doamna Daniela Cernea. Da, am bănuit că pentru mine este piesa asta, pentru că asta vară m-am făcut a doua oară socru mic. N-am avut și noroc să mă fac socru mare, dar mă consider, tinerii. Să dea Dumnezeu, mă consider socru mare pentru că am 1,86, am prieten bun lângă mine. Corect. Unul dintre prietenii mei este acum în dreapta mea. Am și primit... pentru toți aceia care vor fi socri mici. Să dea Dumnezeu să le toată lumea să care sănătoși. Are fete să se facă socru mic, mici, să se facă bunici, străbunici, pentru că viața este una pe pământ. Mai avem un mesaj, sunteți cei mai tari, continuați tot așa, că ne umple sufletul de bucurie. Semnează domnul Adrian. Și noi ne bucurăm. Și se pare că avem și un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Să trăiți și să rămâinile doamna Cernea! Bună seara, bună seara! Vă mai așteptăm la Giurgiu și mulțumim pentru urările din cântecul anterior! Doamne ajută, cu toată dragostea și cu toată plăcerea! Și rog pe domnul moderator, dacă se poate, vorbărie mai puțină! Așa este, dar vedeți... Mai multe. Vă mulțumesc! Este... Bună seara! Bună seara! Eu aș vrea să nu vorbesc aproape deloc, dar dacă oamenii trimit mesaje, trebuie să le citim, pentru că altfel ar crede cineva că nu vrem să le luăm în seamă. De data viitoare, de săptămâna viitoare, se pare că toate mesajele vor apare pe scrollul ecranului și atunci o să fiu eu mai puțin cel care voi vorbi. Vom ține cont, domnule, de părerea dumneavoastră, dar ce să facem? Asta este. Mai este un telespectator care se bucură de emisiunea noastră și ne urează la amândoi gânduri bune. Nu l-a semnat. Doamna Daniela, să presupunem că astăzi e sâmbătă și aveți un contract pentru o nuntă și mâine, duminică, alt contract. Întrebarea este, se câștigă din această activitate artistică? Așa cum spuneam, eu am făcut o meserie din cântec, nu sunt un om bogat decât sufletește și spiritual, fiecare înțelege ce vrea de aici, dar nici nu se moare de foame. Dacă îți faci, îți respecti meseria, dacă te respecti pe tine și ești corect cu telespectatorul și cu cel care te-a angajat, se poate trăi din această meserie. Dar nu așa cum se zvonește că sunteți plin de bani și că nu. Îi întoarceți cu furca, cum spune... Artiștii care sunt într-adevăr plini de bani, este o părere, și nu numai că este o părere, am fost aproape de foarte mulți colegi de-ai mei de cântec. Repet, cei care sunt considerați a fi foarte plini de bani mai au și câte o afacere pe lângă cântec. Să fie sănătoși. Noi... avem afacerea noastră, stimați telespectatori, pentru că, iată, în această seară, la emisiunea La Porțile Dorului, la TV Giurgiu, este doamna Daniela Cernea, pe care o invit să ne mai încânte, pentru că îmi pare rău că trebuie să o spun, emisiunea se apropie de sfârșit și vreau să profităm cât mai mult de prezența domniei sale. Așteptăm în continuare, stimați telespectatori, telefoane și mesaje de la dumneavoastră. Iar în continuare ne va încânta cu alte două piese Daniela Cernea. Trece timpul, trece, nu poți să-l oprești. Ușor el se scurge, simți că îmbătrânești. Așa este viața, nu te pui cu ea, așa că dați mai tare muzica. Trece timpul, trece, nu poți să-l oprești, ușor el se scurge, simți că îmbătrânești. Așa este viața, nu te pui cu ea, așa că dați mai tare muzica. Cântă mai copsar, să uit de amar, drag lăutar, cântă mai copsar, să
fraților cu toții să ne veselim, ca la sărbătoare hai să chefuim. Grijile acum să le mai uităm și cu lăutarii să cântăm. Fraților cu toții să ne veselim, ca la sărbătoare hai să chefuim. Grijile acum să le mai uităm și cu lăutarii să cântăm. Câte mai copsar să uit de amar, drag lăutar, câte mai copsar să uit de amar, drag lăutar. Coțuică de Pitești sau vin de Ștefănești, viața e frumoasă și simți că trăiești. Un lăutar și un ospătar să zici hai noroc și la mulți ani. Coțuică de Pitești sau vin de Ștefănești, viața e frumoasă și simți că trăiești. Un lăutar și un ospătar să zici hai noroc și la mulți ani. Cânte mai copsar să uit de amar, drag lăutar, cânte mai copsar să uit de amar, drag lăutar. Argeșanu-i om frumos, măi, dragostea lui m-a pus jos, măi. Și când este lângă mine, uit de toate și mi-e bine, uit de toate și mi-e bine. Și când este lângă mine, uit de toate și mi-e bine, uit de toate și mi-e bine. Măinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Măinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșandel meu, măi. Măinicuță nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Măinicuță nică, te iubi mereu, că ești argeșandel meu, măi. Thank you.
știu, lume, ce să fac mai, că frumosul este drag mai. La ori nici nu gândesc, cu el nu mă potrivesc, cu el nu mă potrivesc mai. La ori nici nu gândesc, cu el nu mă potrivesc, cu el nu mă potrivesc mai. Mâine, cuțănică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâine, cuțănică, te iubi mereu, că ești arge șondel meu mai. Mâine, cuțănică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mâine, cuțănică, te iubi mereu, că ești arge șondel meu mai. Și pe cine să iubesc mai? Cum naiba să nu trăiesc, când știu să le potrivesc? Și pe cine să iubesc mai? Mai neicuță-nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mai neicuță-nică, te iubi mereu, că ești argeșangel meu mai. Mai neicuță-nică, știi că te iubesc, de dragul tău mă topesc. Mai neicuță-nică, te iubi mereu, ești argeșangel meu mai. Mulțumim din suflet, doamna Daniela Cernea, și un ultim mesaj. Următoarele melodii care sunt interpretate, au fost interpretate de doamna Daniela Cernea, să fie pentru cumnații mei din comuna Slobozia, familia Costuleasa. Le-am dedicat cu mare drag, distinse telespectatori. Doamna Daniela, timpul a fost epuizat. Vă rog să, dacă aveți un mesaj către telespectatorii noștri la încheierea emisiunii. Vreau să vă spun dumneavoastră, încă o dată, patronilor acestui post de televiziune, că am venit cu mare drag. Vreau să le spun și giurgiuvenilor același lucru și tuturor acelora care ne-au privit, eu știu, pe internet, ca altundeva, altcumva. Cei care sunt din alte județe. Cei care sunt din alte județe. Că le mulțumesc pentru mesaje, le mulțumesc pentru telefoane, le mulțumesc pentru căldura cu care mă primiți de fiecare dată la Giurgiu. Îi respect pe toți, vă iubesc pe toți. Să ne dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă, să putem să ne întâlnim de fiecare dată cu bucurie și cu zâmbetul pe buze. Pentru că suntem la început de an, vă doresc sănătate, bani în pungă și înțelegere în casele dumneavoastră. Doamne ajută, la mulți ani! Dragi telespectatori, vă rog să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră, al colectivului redacției, cât și al meu, să-i mulțumim invitatei noastre, doamna Daniela Cernea, pentru efortul care l-a făcut să se deplaseze de la Pitești la Giurgiu la această emisiune, să o asigurăm de prietenia noastră, să o asigurăm că o vom mai căuta și cu alte ocazii, atât la lansarea albumului, cât și în spectacolele pe care le vom organiza. Iar dumneavoastră, vă dau întâlnire miercurea viitoare la aceeași oră, aici la TV Giurgiu, pentru că deschidem porțile dorului cu alți invitați de seamă. N-am să vă mai spun numele acestora, pentru că aș vrea ca, eu știu, curiozitatea dumneavoastră să crească până miercurea viitoare. Clement Ilie vă mulțumește pentru atenție, vă dorim emisiuni frumoase urmărite numai aici, la TV Giurgiu, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce este mai frumos pe lumea asta. La revedere!